Au început cursurile de prim ajutor în școlile din Timișoara. Ca o noutate, în acest an școlar, tehnicile de acordare a primului ajutor sunt predate și profesorilor. Printre tehnicile predate elevilor și profesorilor se numără resuscitarea cardiopulmonară, poziția laterală de siguranță, eliberarea căilor respiratorii și manevra Heimlich. Proiectul municipalității a fost conceput pe o perioadă de 2 ani și include noțiuni de prevenire a riscurilor, tehnici de prim ajutor și măsuri de protecție în situații de risc. De la începutul anului școlar 2024-2025, în programul implementat alături de ISU și ISJ, s-au înscris 17 școli și licee.